pe fenestră. De ce o legitimați? Avem probleme cu dumneavoastră? Spuneți. Nu, eu sunt solidar cu doamna. Vorbeam cu doamna, nu cu dumneavoastră. Okay. După aceea vorbesc și cu dumneavoastră. Dar de ce o legitimați? A încălcat în vreo fel legea? Zis doamna Clotilda că numai dacă suntem bogați putem sta străzi cetățean. Nu. Și atunci de ce? De ce o hărțuiesc pe femeia asta? Da, ziceți doamna să mă adresez așa ceva. Puteți să-mi ziceți domnul cetățean, nu neapărat pe nume. Trebuie să aveți identitate. Am. Se întâmplă des așa? Cam da. Da? Numai aici, în sectorul 1 sau în toate sectoarele? Peste tot este și. Nasol. Și ce-ți fac? Te amendează sau? Nu. A spus că de când mă legitimează și să plec de aici, că n-am vrut să stau aici să fac de mâncare. Dar n-ai încercat să lucrezi? Ba da, dar nu mă primește nimeni. De ce? Nu știu. Încerc eu să caut un loc de lucru? Da. Ce știi să faci? Poți să muncesc ca curățenie ca orice. Păi, dacă ai destui ani, ai 16 ani măcar? 16, 0, ai deja, da? 1996. Bravo. Față lucrul ăsta, că societatea ar trebui oamenii, toți care nu au posibilități, să le dau mână de ajutor, să-i ajute, să-i spune cine din țara asta. Nu, nu-i problemă, găsim. Acum e întrebarea de ce o hărțuiți, de ce n-o lăsați să cerșească, că nu-i interzis. Nu este hărțuire. Nu, dar de ce o legitimați? Trebuie să fie un temei legal. Dar trebuie să fie un temei legal de legitimare. De ce o legitimați? A făcut o sesizare. S-a plâns cineva de la magazin. Am înțeles. Nu știu dacă de la magazin, dar nu se spune cine care este persoana. Ați deranjat oamenii. Dar n-ați cerut insistent. Nu stați așa doar, nu cereți insistent. Nu fac nimic. Da. România nici nu te ajută, normal, nici nu te lasă normal, să... Normal atâta timp cât nu deranjează, cât nu cerșește. N-ar trebui să... Nu, și dacă cerșește, doar nu interzis prin lege cerșitul. Poftim? Nu interzis prin lege cerșitul. Poftim? Nu, eu am spus dacă nu cerșește. Nu, și ea cerșește, ea stă și așteaptă pomană. Stă și așteaptă, dar da, nu interzis. Stă cu mâna întinsă să... Da, nu interzis, nu? Și atunci de ce o legitimați? Exact. De ce o hărțuiți? De ce o legitimați? S-a plâns cineva, dacă am înțeles. Cineva, noi trebuie să interveniți. Față de cetățeanul respectiv, să venim să legitimăm persoana, să vedem cine este, dar... Nu, dar când vă, adică, când vă semnalează un caz ilegal, atunci interveniți. Dar dacă nu e ilegal... Deci, faptul că cerșește... Nu e ilegal. Ba da. Unde scrie? Care legea? Legea 61 nu scrie nimic de cerșit. Ați văzut legea 61? Da, o citesc de atâtea ori, mă judec de atâtea ori în baza legei 61. La punctul 3 specifică apelare în mod repetat la mila publicului. Uh-huh. Este stipulat. E la lege. Deci se sancționează. Ah, ok. Și o amendați acum? Nu. De ce? Păi dacă încalcă legea 61? Păi dacă încalcă legea 61? Din 90 în coace. Dacă noastră nu cunoașteți legea. Și dacă și avertismentul verbal și avertismentul scris este sancționat. Am înțeles. Dacă am fi fost o societate normală la cap din 90 încoace, vorbim de anul n-ar fi ajuns oamenii pe stradă. Dar oriunde în lume găsești oamenii pe stradă. Da, este adevărat, dar legile sunt făcute prost. Mai doriți să mai vă lămuri cu ceva? Mai, nu, vreau să văd că o lăsați în pace. Noi nu i-am făcut nimic. Noi lăsăm, dar asta ar fi chiar culmea. Ușoară. Nu mai stați la cerșit aici. Ok, da? O să plec de aici. Hai să luăm legătura și să încerc să te ajut să găsești de lucru.